în creația lui Dumnezeu. Noi suntem niște administratori ai proprietății lui Dumnezeu. Nu suntem proprietari, n-am devenit. Dumnezeu n-a abdicat vreodată dreptul de proprietar asupra creației lui. N-a zis, uite, toate lucrurile astea care Mihai le-a racolat cumva, acum sunt ale lui și nu mai sunt ale mele. Eu le-am creat, eu le-am adus în existență, dar pentru că Mihai sau altcineva a reușit ca să le acumuleze, acum gata, sunt ale lui, nu mai sunt ale mele. Dumnezeu n-a zis asta vreodată. Pe titlu de proprietate, da, pe extrasul CF al creației, încă scrie Mare Dumnezeu, fără sarcini, fără nicio datorie. El a creat totul, totul este a lui. Eu și cu tine nu avem absolut nimic. Și a trăi cu impresia că suntem proprietari la ceva, este a trăi în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a îl face pe Dumnezeu mincinos. Eu spun, nu tu, nu sale tale, sale mele. Dumnezeu spune că toate sunt ale lui. Tot ceea ce el a creat, cu atât mai mult are drepturi asupra acelor oameni care i-a răscumpărat și asupra bunurilor materiale acelor oameni căreia el i-a răscumpărat, da? El are drepturi depline peste binecuvântările materiale care le-a dat păgânilor, cu atât mai mult are drepturi depline asupra mea și asupra ceea ce mi-a încredințat mie ca și un copil răscumpărat al lui Dumnezeu.